adunare națională consacrată problemei independenței Republicii Moldova, o declar deschisă. Per cuvântul pentru a binecuvânta Marea Adunare Națională, preasfințitului Vicentie, episcopul Tighinei. Să ne înălțăm mintea și sufletul spre Dumnezeu, cu rugăciunea ca El să trimite cuget bun la toți membrii Parlamentului nostru și a conducerii să adopte actul mult așteptat al independenței Republicii noastre. Situația internă și externă a Republicii Moldova ne dictează că tocmai acum a sosit momentul cel mai potrivit pentru a duce la bun sfârșit crearea statului democratic, suveran și independent Republica Moldova. Ofer cuvântul domnului Nedelciuc, membru al Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova, pentru a da citire moțiunii Marii Adunări Naționale. Noi, cetățenii Republicii Moldova, participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, din 27 august 1991, declarăm în numele întregii populații a țării, pentru afirmarea dreptului istoric și de neam a poporului nostru, îndreptățit prin ființarea și jertfa sa milenară la o existență demnă, în concertul națiunilor libere și independente ale lumii, declarând răspicat că Republica Moldova este și rămâne un stat liber și independent. Propun spre votare această moțiune. Cine este pentru să ridice mâinile? Se pronunță cineva împotrivă? Nu! S-a abținut cineva? Nu s-a abținut. Acum, deputații pleacă ca să deschidă ședința extraordinară pentru a pune în discuție, în dezbatere, problema proclamării independenței. Să cântăm cu toții, să ne audă o lume întreagă că suntem români! Străine pofte ne-au răpit, când via dulce, când ogorul, dar nimeni nu a izbutit, din piept să smulgă tricolorul. Fugese vremea mult prea cruntă și atât ne ars de dânsul dorul, că azi ne strângem și la nuntă și la botez cu tricolorul. Vă propun spre examinare ordinea de zi a acestei ședințe. Cu privire la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cine este pentru a adopta această ordine de zi, rog să votați. Ofer cuvântul pentru a citi proiectul declarației de independență a Republicii Moldova președintele Parlamentului, domnului Alexandru Moșanu. A sosit ceasul cel mare al săvârșirii unui act de justiție în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele morale și ale dreptului internațional. Proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Vom semna această declarație fiecare personal. Deputatul Ursu Vasile Vlad.
Frumuță, frumuță, merg jos, merg mai trebuie. Pentru Fiția Parul de Păpatul Raiu, Alexandre. Pentru. Deci în Fiția 6, deputatul Rusu Mircea Dalilă. Pentru. Deci în Fiția 7, deputatul Amicălăchioaie Gheorghe. Pentru. Circumscripția 8, deputatul Munteanu Petru. Mulțumesc! De azi, de la ora 14:23 de minute, Moldova este declarată țară independentă. Țară independentă. Acolo, în clădirea Parlamentului anilor 90 ai secolului trecut, deputații au semnat Declarația de Independență a Republicii Moldova. Aici, în Piața Mare a Adunării Naționale, la trei mari întruniri din august 1989, decembrie 1990 și 27 august 1991, poporul a cerut și votat libertatea, o libertate reală și egală pentru toți. Condiții care poate garanta stabilitatea, liniștea și prosperarea societății. După un pătrar de secol, care sunt culorile libertății? Pentru că timpul n-a șterbit din dorința poporului libertatea, doar că, după sufocle, timpul descoperă tot ceea ce era ascuns și acoperă ceea ce era descoperit, conturând un adevăr mai îndepărtat de sofistic. Imperiul sovietic cel rus încă n-a căzut pe deplin, iar din istorie se știe că cele mai complicate situații apar anume la dispariția marilor imperii. Timpul, sfârșitul secolului 20 cu evenimente și marturi deja acoperite pe undeva și cumva mai special, iar la începutul secolului 21, când imperiul își modifică tactica de luptă pentru a ține controlul în fostele colonii, în loc de descoperiri, apar alte taine, cum ar fi dispariția declarației de independență, în timpul revoltelor din 7 aprilie 2009, care ci că ar fi ars. Circumscrisă 289, Simeon Badrajan. Pentru. Noi încă eram cu mentalitate veche și ne gândeam că noi o facem pentru sat, drumuri și așa mai departe, dar în realitate s-a primit că ne-am ocupat în genere cu alte probleme, cu probleme în formarea statului, infrastructurii statului din nou. Moldova nu a fost țară aparte până la război, până a fi ocupată de ruși. E nu a fost țară aparte și el nu a avut toate sistemele de conducere a unei țări. Circumscripția 5, deputatul Misail Nicolae. Pentru. Foarte mult istorici încep a discuta că nu, că asta, că altminteri în site-urile rușilor se scrie că România nu exista ca stat la 1812 și acest teritoriu era sub suzeranitatea, sub stăpânirea turcilor. Mai nu ne fac turci de acum rușii. La fabrica de minciuni cu care operează ei, desigur că ar merge așa asemenea o versiune. Noi am reușit în 18 ceea ce am reușit, într-adevăr, alături de Finlanda și Polonia. Și ăsta eu consider un act istoric adevărat. Descreșterea Imperiului Rus de acolo a și început. Din 1917, de la Revoluția Bolșevică, când unele state se rup de Imperiul.
Totalitarismul stalinist a ținut să revină la vechile colonii, creând structuri teritoriale tip RASSM, prin care să argumenteze o viitoare invazie realizată la 1940, după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Din 1944, fără Bucovina și Bugeac, deja RSSM, creată nelegitim, se trezește cu o Transnistrie în locul fostei autonomii, pe care Moscova o activează imediat ce populația cere libertate. Toți veneticii ocupanții, cuibăriți în orașe și în special la Tiraspol, încep cu greve, apoi declanșează războiul din 1992, provocând și etniile găgăuze turcice, bulgare aduse în sudul Republicii de către Imperiul Țarist la prima colonizare, după ocupația din 1812. În timp s-a văzut efectul și s-au făcut descoperirile care acum pot fi o gramatică pentru opera Unitate de Neam. Circumscripția 234, Nicolae Dabija. Moldovenii sunt în minoritate, în majoritatea orașelor noastre. Noi am rămas mai mult la sate, unde suntem cadre naționale la prășit 100%, pe când la posturile de conducere, tot până la parlamentul nostru, până la această componență a parlamentului, eram la posturile de conducere în Republica Moldovenească 20-30% de moldoveni, adică ocupam locul ultim în țară. Și, cu adevărat, mulți așteaptă cu mari speranțe legea despre cetățenie chemată, după părerea lor, să amelioreze situația din Republica noastră sau să pună capăt anumitor încălcări grave care mai au loc în viața noastră de fiecare zi. La noi, se știe acest lucru, au avut până nu demult drepturi mari de a ocupa posturi, de a fi aleși, de a primi apartamente bune și în afara rândului, toți afară de cei care s-au născut și crescut în legile Republicii noastre. Cum se face că cei veniți capătă mai repede decât băștinașii și apartamente și posturi bine plătite, privilegii și așa mai departe, se întreabă alegătorii noștri rugându-ne să punem capăt acestor abuzuri cu legea despre cetățenie și cu legea despre migrație. Circumscripția 62, deputatul Ion Madan, pentru. Principalele momente care trebuie atunci urgent de hotărât era ce? Debarasarea de sistemul comunist și de eliberare din jugul sovietic. În mai anul 90, Sovietul Regional de Deputați a Poporului din Raionul Frunze, Chișinău, a primit hotărârea, a adoptat hotărârea de scoaterea în afara legii Partidului Comunist și evacuarea lor, eliberarea sediului, ceea ce a fost îndeplinit, și sediul a fost transmis judecătorilor regionale, iar bunurile au fost transmise școlilor, institutelor de învățământ. În 23 august 91, după ieșuarea puciului de la Moscova, prezidiul Parlamentului a adoptat hotărârea pentru interzicerea Partidului Comunist în Moldova și scoaterea în afara legii. Și tot odată, deci s-a primit hotărârea ca să fie demontate monumentele lui Lenin și alte simboluri a comunismului. După aceasta s-a început o schimbare masivă a denumirilor localităților, străzilor, denumirea companiilor, adică întreprinderilor. Și așa a început câte puțin debarasarea de Partidul Comunist. Circumscripția 202. Deputatul Pintilie Pârvan. Pentru. Am organizat deci deplasările la adunările care aveau loc în Chișinău și nu cu un autobuz două, dar cu coloana de autobuse, coloana de mașini, atât la marile adunări naționale, cât și la iarmaroacele care aveau loc în municipiul Chișinău. Veneam cu producători agricoli, coloana de 20-30 de mașini cu producție agricolă. Aici la Chișinău ne întâlnea
Ba chiar vinea și la noi, o duminică vineam noi, o duminică vinea municipiul Chișinău în frunte cu regretatul Nicolae Costin, colegul nostru din primul parlament. Aduceau la sat, aduceau în raionul Cantemir, ceea ce lipsea în anul 90, știm cu toții că era o destrămare a Uniunii Sovietice, era o criză totală de produse nu alimentare la sat, la oraș era o lipsă de produse alimentare, la sat era o lipsă de materiale de construcție, frigidere și alte. De aceea ei vineau în raionul Cantemir cu ceea ce era necesar pentru săteni, pentru sat. Pe atunci s-a început o criză de produse elementare, de prim consum. Noi primeam pe taloane unt, zahăr, chibrite și chiar, scuzați de expresie, chiloți bărbătești. Problemele cu salarii, schimbarea banului, schimbarea toate lucrurile astea, orice reformă nu se trece fără niște consecințe pentru populație, mai drept, și în mentalitatea ei. Nu toți au înțeles că va trebui să depunem un efort să trecem peste aceste dificultăți și nu toți își dădeau seama că pe generația noastră, eu mai zic pe oasele generației noastre, ar fi trebuit să se edifice un stat nou, o democrație nouă în acest stat și mai departe că avea să câștige cât de rapid finalitatea, pentru că noi trebuie să ajungem totuși acasă, de acolo de unde am fost trup de marile puteri. În 91, când a fost efectuat referendumul pentru susținerea Uniunii Sovietice, la noi în raion, la o adunare cu alegătorii, generalul Ohrameyev din Uniunea Sovietică a spus la sfârșit așa niște cuvinte interesante, că știți, noi voi ați votați, nu o să votați noi cu puterea noastră militară, vă vom menține în Uniunea Sovietică. Dar oamenii, dimpotrivă, s-au mobilizat și s-a început pichetările unităților militare. La Buiucani a fost o pichetare îndelungată a unității militare, unde s-a cerut ca să fie evacuată armata sovietică, adică nu tehnica, dar contingentul armatei sovietice și înlocuirea cu armata noastră. Deci aici a fost că s-a format armata noastră. Circumscripția 246, Valeriu Matei, cu ambele mâini, pentru. Mulțumim unui din autori. Elaborarea unui text de independență nu a fost un act de o zi. Aminteam de documentul final a primei mari adunări naționale. El și-a găsit o continuare logică în proclamația, documentul final al celei de-a doua mari adunări naționale din 16 decembrie 1990, care stipula dreptul nostru de a ieși din Imperiul Sovietic și de a realiza dezideratul de unitate națională, alături de alte principii fundamentale, necesitatea aderării noastre la actele internaționale de primă importanță în vigoare la acea vreme, Carta de la Paris pentru Noua Europa, acordarea la actul final de la Helsinki și așa mai departe, și pactele internaționale privind drepturile omului. Sigur că toate aceste deziderate în timp au fost, unele dintre ele noi le-am pus în aplicare prin decizii parlamentare, altele urmau să fie puse în aplicare odată cu separarea noastră de Imperiul Sovietic. În ziua de 26 august 1991, la orele 14, a fost convocată ședința Prezidiului Parlamentului, ședință în care eu am prezentat în fața colegilor din Prezidiu textul Declarației de Independență și l-am supus dezbaterii. A fost o dezbatere foarte lungă, foarte furtunoasă, cu diverse puncte de vedere, chiar și cu unele mici provocări făcute de unii colegi. Riscam la un moment dat, în Prezidiu nu mai aveam o majoritate care să adoptăm un text normal al unei declarații de independență, mite să discutăm varianta unei reunificări naționale și acest lucru s-a discutat. Primul reproș care a fost la prima variantă a textului a fost tocmai că este o declarație de unire și nu una de independență. Nu-mi pot imagina un stat independent fără, având tricolor, având simbolică, având stemă, fără un imn național. De aceea, cred că va fi un act de justiție dacă vom asculta și părerea celor care au votat astăzi pentru câteva din
propunerile principale și vă propun atenție dumneavoastră următorul proiect de hotărâre. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova. În consens cu tradițiile istorice ale luptei pentru independență și eliberarea națională și în conformitate cu aspirațiile poporului, Parlamentul Republicii Moldova hotărăște a aproba drept imn de stat a Republicii Moldova imnul Deșteaptă-te, Române. Aplauzul de aprobare. Consider că prin aceste aplauze dumneavoastră ați aprobat drept imn la vot. Cine este pentru, vă rog să votați. Cu majoritatea necesară de voturi, Deșteaptă-te, Române a fost adoptat ca imn al Republicii Independente Moldova. Circumscripția 242. Nicolae Moraru. Pentru. Vă spun cinstit că eram un deputat tânăr care, păreri de rău, după profesie sunt agronom. Istoria am studiat-o atât în școală, cum era atunci școala medie, cât și în Institutul Agricol, acum Universitatea Agrară. O istorie schimonosită, o istorie ticluită în stil bolșevic imperial și ne băgat gărgăuni în cap că noi suntem absolut o națiune aparte, cu limba aparte și mai că nu Petru I ne-a dăruit teritoriul ăsta în 1812 și așa mai departe. Eu personal vreau să spun că am avut o evoluție foarte și foarte aș zice eu de la un anti-unionist convins la un unionist foarte convins, deoarece pe parcurs am studiat adânc istoria neamului nostru și m-am convins, cum zic moldovenii, am deschis ochii că pe noi ne-au dezbinat și continuă și mai departe să ne dezbină, dar vreau să le spun la cei care stăruie asupra acest lucru, nu li se va primi că istoria și Dumnezeu este de partea poporului, într-o suflare, într-un areal, într-o cultură comună românească. Circumscripția 27, deputatul Vasile Nedelciuc. Pentru. Bravo ca autor. În calitatea mea de președinte de comisie de relații externe, am încercat să stabilesc care ar fi atitudinea țărilor din jurul nostru, mă refer în primul rând la România, dar nu numai, în eventualitatea unei prăbușiri a Uniunii Sovietice. Pe atunci era clar că noi nu vom avea un sprijin foarte masiv și direct din partea statelor occidentale, pentru că toată lumea era neliniștită de armele nucleare, care erau încă în diferite locuri ale fostului SS, Ucraina, Belorusia, Kazahstan. Și, pe de altă parte, erau neliniștiți de faptul mișcărilor anti-independenți care existau atât în Republica Moldova cât și în statele Baltice, în Ucraina. Mult mai firesc ar fost pentru noi dacă atunci, în 91, făceam ca și statele Baltice. Restabilim Constituția care a existat până la ocuparea teritoriului Basarabe de către trupele sovietice și să folosim legislația de până la ocupare pentru a pune a face ordine în țară și a încerca să reconstruim lucrurile. Din păcate, regatul României nu mai era în 91, Constituția regatul României nu exista, în România era un alt stat care, după cum știți, semnaseră un tratat cu Uniunea Sovietică. Așadar, apariția Republicii Moldova ca stat este o apariție unică în felul ei, pentru că noi nu am fost stat independent niciodată, Chișinău, teritoriul ăsta. Noi, actele noastre și dovada istoriei noastre se află la Iași, se află în România și nu aici. Și noi am devenit independenți numai ca rezultat al prăbușirii Uniunii Sovietice, când Occidentul nu avea soluții
pregătite pentru această situație și noi am fost recunoscuți ca o formulă pentru a limpezi puțin apele și a da timp pentru a căuta soluții pentru acest teritoriu. 312. Ilie Bratu. Bratu nu se aude. Pentru. Cea mai importantă realizare, între ghilimele, e faptul că ni se stinge ființa națională în aceste teritorii. Adică, dacă să vorbim la concret, eu nu prea am mari motive de bucurie sau satisfacție pentru așa zisele realizări. Republica Moldova, cum nu-și controla, așa și nu-și controlează întregul său teritoriu și frontierele, armatele ruse de ocupație, cum au fost, așa și au rămas, Republica Moldova este cel mai sărac stat din Europa și, mai nou, cu cea mai mare rată de descreștere a populației. Dacă procesul ăsta va continua, nu cred că vor trece 10 ani și noi, românii, băștinașii, vor rămâne în aceste teritorii în minoritate. Deci nu prea avem motive mari de bucurie. Unica soluție, lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, revenirea acasă, acolo de unde am fost trupți de tancurile sovietice în 1940. Altă cale nu există. Circumscripția 12, deputatul Lașteonova Ludmila. Da. Eu înțeleg limba de stat, dar mai liberă limba rusă. Când 25 лет тому назад я подошла к трибуне, где лежала декларация независимости, я понимала, что ставя подпись под этой декларацией, я беру на себя большую ответственность. Ответственность за то, чтобы страна была, чтобы она была независимая, чтобы у нее было светлое будущее. Ошибок было очень много. Ошибок было очень много. И эти ошибки привели к тому, что вот напряжение в обществе сегодня. Александру Мошану. Снегур, după ce a fost proclamată independența, la 21 decembrie 1991, s-a dus la Almata și a semnat documentul de intrare Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independențe. Acest lucru poate să-l facă numai Parlamentul. El s-a dus din proprie inițiativă și a semnat documente că a intrat într-o organizație care n-a fost aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul acela, a cărui președinte eu am fost la început și pe urmă a fost Lucinski, acel parlament n-a trădat pe legător. Care-i dovada? A fost pus problema, vă zic, ratificării documentelor de la Almata semnate de Snegur, când a pus în parlament, nu le-au ajuns majoritatea, au avut, nu le-au ajuns 4 oameni. De ce această demisie în grup a câtorva membri din conducerea parlamentului? În primul rând, declarația celor 3 fracțiuni parlamentare, menționează faptul că anume Prezidiul Parlamentului și special cei care și-au prezentat demisia sunt vinovați de inactivitatea Parlamentului, de toate relele care există în acest Parlament și, cum s-a menționat, chiar suntem purtătorii de vină a tot ce s-a întâmplat în Transnistria, în localitățile cu populații găgăuze, în dezastru economic, în stoparea reformelor și așa mai departe. Ce se ie este convingerea mea că este o platformă pentru refacerea unui nou imperiu. Minciuna este pusă în capul mesii. Cât privește acea demisie a celor 4 din prezidiul Parlamentului de atunci? Să nu uităm în ce context și a fost un act just și un act nu de lașitate, ci un act de curaj. Dacă nu s-ar fi făcut acea demisie, am fi avut probabil votat un referendum de neunire cu România și ne făceam de rușine în toată istoria. Și noi ne-am pomenit în izolare. În aceste condiții, hotărâri de prezidiu nu putem adopta. Hotărâri în plenul Parlamentului ar fi trebuit să adoptăm hotărâri rușinoase și să facem referendum de neunire cu România. Ne-ar fi făcut asta față, cred că astăzi băgam capul în nisip de rușine cu toții. Guvernul ne era ostil, președintele era ostil, majoritatea parlamentară ostilă, majoritatea în prezidiu. Ce era de făcut? Și atunci noi am hotărât, domnilor, haideți să le dăm osul pe care îl râvnesc, dar știam că sunt două grupări. Snegur credea că are osul deja în mâini și îl va reparteza el, iar ăștia lucrau paralel și cu cealaltă grupare, cu Lucinski. Și osul central nu erau funcțiile de membru în prezidiu, era de președinte al Parlamentului. Domnul Moșanu a fost cel care a spus, domnule, ei vor osul și unii și alții.
În momentul când le aruncăm acest os, ei se vor bate între ei și nu vor mai ataca principiile noastre cu cereririle democratice obținute de noi în acei ani ai Mișcării de Eliberare Națională. Ce era logic să facem în acest sens? Să te cramponezi, să-i păstrezi unite toate aceste hoarde împotriva noastră sau să-i lași să se lupte ei, să se ciocnească? Din acel moment când noi ne-am retras, ați văzut ce surpriză a avut Snegur. În loc să-i fie ales Pușcaș, a fost ales Lucinski. Lucinski avea gruparea lui și vrea să avanseze și între ei s-a produs fisura. A mai vorbit cineva de referendum de unire cu România, de alte deziderate? S-a pornit lupta internă, intestinală, în cadrul acestei grupări, în care atunci își conjugaseră efortul și viitorii agrarieni, agrarienii și Interfrontul și toate aceste grupări. Deci a fost un pas logic, necesar și corect. Circumscripția 185. Alexandru Arsene. Pentru. Cea mai gravă greșeală, ea s-a agravat în timp. Deci prima, plecarea cu înainte de termen, cu un an a Parlamentului, refuzul de a îndeplini hotărârea Parlamentului din martie 1993, de a adopta Constituția și de a o supune votului poporului, adică de a-i da acea putere, legitimitate, a-i da legitimitate. Și de aici s-au început celelalte. Au început să fie discreditate instituțiile statului și așa mai departe, pe urmă falsificări la alegeri și toate chestiunile acestea, înțelegeri obscure între grupările în Parlament, care au ieșit la iveală după 2000 în modul cel mai dar și avem și anul 2015, asta este apogeul. Dacă noi am fi avut 10, 15, 20 de mari corporații internaționale care să aibă reprezentanțe în Moldova, aceste companii ar fi făcut lobby pe lângă guvernele occidentale și ne-ar fi protejat mai mult decât armate, tancuri și așa mai departe. Noi n-am făcut acest lucru. Am ales o soluție proastă de privatizare care a dus la nimic, pentru că nu s-a introdus în uzinele care erau falimentare oricum. Nimeni n-a introdus niciun leu, niciun bat. A dat niște hârtii și au așteptat ca cineva cu aceste uzini să producă ceva, să concureze cu occidentale. Era o nebunie întreagă. Și le-am dat voie celor din nomenclatura comunistă, căgăbistă, din magnații din industrie, care scăpând de controlul Moscovei, au făcut ce au vrut cu bunurile uzinilor de subordonare uneunală și ăștia au făcut o economie care nici până astăzi nu s-a stabilizat. Eu am atacat în Curtea Constituțională codul funciar și am vrut să retrocedăm pământul foștilor proprietari. Și am reușit numai următorul lucru. Cei din localitățile rurale, care cărora le-au fost luat pământul în colhozuri, dacă locuiau sau locuiesc în satele lor, ei puteau să-și ceară cota parte, indiferent lucrau sau nu lucrau în colhoz. Dacă retrocedam pământul foștilor proprietari, toate conflictele dintre teritorii în sate, că sunt până acum, ele dispăreau pentru că apăreau proprietari. Dacă unii proprietari lipseau, veneau strămoșilor, urmașilor, sau unii din Occident, cum au venit și în România și în alte părți, pământul devenea un bun. Acest bun începea să miște, era ca și un capital de dezvoltare socială. Pământul având valoare, imediat exista interes pentru acest pământ din partea diverșilor investitori. Care nu parcelat. Și nu era parcelat, fărămițat, erau și în sate altă atmosferă. Și era și o lecție pentru cei care astăzi fură ceva, eu cu hapca, știi că mai devreme sau mai târziu adevărul, justiția se întoarce. Proprietatea privată revine la cel căruia i-a aparținut. Dar lucrul ăsta nu s-a făcut. Politicianul se gândește de la alegeri până la alegeri. Și la alegeri iar spune câteva minciuni și iar încă un ciclu. Dar omul de stat se gândește la stat. Și va fi mai departe cu statul ăsta. Și cu poporul statului. E o problemă mare pentru Republica Moldova și unica ieșire, eu am fost personal, am fost contra unirii cu România. Personal am fost contra. Eu am fost în România de multe ori. În primul rând, pe vremea aceea, românii trăiau o leacă mai slab ca noi. Dar când eu văd că la noi nu-i viitor, eu am spus că unica ieșire a Republicii Moldova mai departe e unirea cu România. Noi avem iluzii pe vremea aceea că noi, patlajeli, noi azi nici patlajeli nu avem, ea ca aduc din Turcia. Noi ce am ca să hrănim tot Europa cu patlajeli. Așa vorbim noi.
Circumscripția 211. Deputatul Sergiu Chircă. Dumnealui roagă microfonul numărul 4. Eu sunt pentru din august 1944, deci fix 47 de ani. Cea mai eficace sferă de afacere economică a devenit politicul. Acolo totul se vinde. Deci și interesul acestui politic stopează, nu ne permite să dezvoltăm economia. După 25 de ani, cred că toți ori înțelege că noi am comis o greșeală, ne-am abătut de la calea noastră istorică. Numai reîntoarcerea în țară, reunirea cu țară, apropo, această reunire e și un proiect real, concret, economic, alte proiecte noi nu avem pentru a ne dezvolta mai departe. Declarația de independență a fost un document foarte bun. Declarația de independență. Acei care au venit și au adoptat în 94 Constituția, la 29 iulie, au renunțat la declarația de independență, care era rezultatul activității Mișcării de Eliberare Națională, a celor care au fost în Parlament, care au votat declarația de independență și așa mai departe, toți acești oameni, vă zic că au fost dus în altă direcție. Asta se cheamă lovitură de stat. Termenul folosesc pentru prima dată. Și vă rog să... Eu nu mă tem de nimeni, pentru că știu ce vorbesc. Asta a fost lovitură de stat. Odată ce cei care adoptă Constituția 94 renunță la declarația de independență, ăștia au trădat. Ciudăran Ghirin, circumscripție 364, raionul Șezărlungă. Constituția vine din independență, declarație. Fără independență, fără declarație independență, nu există nicio constituție în lume. Și așa, în anul 20 de independență, declarația este restabilită, ultima semnătură fiind pusă la aceeași oră, 14 și 24 de minute, ca și în anul 1991. Adevărul are nevoie de cele mai multe și mai grele argumente și tot este pus la îndoială. Minciuna trece fără viză. În special acolo unde e mare sărăcie de carte, ea se pune chiar și la icoane. La timpul marelui adevăr vine mintea de pe urmă. Acolo unde nu există multă îngânfare, greșelile se recunosc, iar realitățile impun alte concluzii. De cu talba de pământ se dea un eu din mormânt să mă bucur că ai făcut n-a putut, tatăl tău ce n-a putut. Ruză verde de pe rană, ard o foc cu soarta grea. Basarabie orfană, tu ești România mea. Ești România.